Eu și așa extrag noaptea. Mă pun în seara asta, păi mă pun, pun pe Marian, mă duc să le iau, că de la pește, Marian, acum. De la pește? Mhm. Să prindem ceva pește. Ia zi, băi, Dan, ești o impresie aici, cum merge floarea soarelui, mă? Floarea soarelui, cum merge? A băgat ceva miere? A băgat miere, nu așteptări extraordinare, dar un cules... După măsura așteptărilor. Nu după măsura așteptărilor, dar un cules destul de buricel. Un 3, 4, chiar 5 kg pe zi. Dar spre surprinderea noastră, acum la extracție sunt irascibile. E adevărat, vreme. Ei, atunat. Aproape că am devenit, dar vin și de la rame. Era civil. De la rame. Floarea cealaltă e terminată. Ei, mai avem în partea asta. Da, mai avem în partea asta. Ce mai avem, dragă? Asta e muci în 3 zile. Bă, dacă n-am avut niște emoții, mă. Ce ai zis? O leu, fata. Cum, mă, dar eu terminam? Ia zi, ce-a făcut începătorul? Întotdeauna când înveți un elev, să ții cont de el și să-l ajuți cu toată inima. Astfel încât toată albina din partea stângă, bă, și să aducă spre partea dreaptă. Băi, am vrut să-ți spun, bă. Să aducă spre partea dreaptă. Așa, ți-a furat toată albina. Așa și-l ajuți pe elev. Ți-a luat albina de la pavilion. O recurajă și el vreodată. Ți-a luat toată albina. Da, ei, nu știi care, poate vine de seară să o adună. Da. I-am făcut permutări successive, dar nereușita... A, i-ați mai mutat, mă, între ei ca să... I-am mai mutat între ei. Da, așa am pățit anul trecut, la fel am pățit. Dar i-am făcut piramide pe aia din capăt. Am pus caturi pe ei tot timpul. Așa se întâmplă. La așezarea stupilor, vremea a fost foarte rea. Da. A plouat, n-am avut altă alternativă de a așeza stupii. D'acum. Astfel încât am fost nevoiți să-i așezăm așa cum s-au fost așezați în linii. Nu i-a trebuit decât puțin vânt și astfel au apărut mastodonții. E adevărat că ăștia dă recoltă cât... Dă câți 10 de ăștia la alții? 2-3 stup din ăștia dă rog. Aoleu, nu o las singur. 2-3 stup din ăștia... Hai să mergi. La camera de extracție. Păi, l-a pus tabacul pe ăla? Da, mă, unde da, am bătat? Da, mă, cum, da, da. Elevul ascultă. Nu-mi bat joc de, cum să spun, de tehnologie. Da. Cum i-am spus, așa a făcut. Fă o tani cu mâna ta ca să fie vina mea. Opa! A, și asta e alu' Alexei centrifugă. Vino acasă, vino acasă, vino acasă, vino acasă.